Atacul s-a petrecut într-un bar de pe strada Orly din Drobeta, Turnul Severin. Procurorii spun că în urma unui conflict spontan, bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit. Chiar și așa, victima a găsit putere să se urce în mașină și să conducă până la spitalul județean. A fost vorba de un conflict spontan între autor AC de 24 de ani și victima MG de 44, derulat în interiorul unui bar. Agresorul a lovit cu cuțitul victima în zona pieptului, a fost transportată de urgență la spital, iar autorul s-a predat poliției. Pacientul prezenta două plăci tăiate, una la baza hemitoracelui stâng, cealaltă subclavicular drept. A fost supus de urgență investigațiilor tomografice. Are hemotorax bilateral, este stabil, hemodinamic, este conștient. Deși starea pacientului este stabilă, are nevoie de o operație într-o clinică de chirurgie toracică, motiv pentru care a fost transportat cu un elicopter la București. În tot acest timp, agresorul a fost audiat de polițiști și procurori. A fost reținut pe bază de ordonanță. E vorba de infracțiunea de tentativă la omor calificat. Te-a adresat de numărate ori? Da, așa la arte, nu am ochiul negru de la el. Ai vrut să-l omori? Nu, domnule, am dat de frică, m-am ferit că dădea cu pumnul mie și mă omora. Agresorul, în vârstă de 24 de ani, urmează să fie prezentat judecătorului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. El riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 15 ani.